Hatija a transmis un mesaj în această seară pe antena Play. În primul rând a urat la mulți ani și toate cele bune celui mai important bărbat din viața iubitului său, așa s-a exprimat. După a vorbit cu prietena ei pentru a spune să transmită mai departe verișoarei care vrea pentru aniversare două cămăși de blugi pictate manual cu poza lor sau cu mini și mici plus alte produse. Celor care i-au trimis scrisoare, le-am mulțumit pentru ideile de aniversare și spunea că e totul ok. De asemenea, a spus că dacă se poate ar dori pentru Mihai o țigară electronică și niște pachete de țigări fumează de la Vlad și îi plac foarte mult, sigur ar fi încântat de acest cadou, plus două pahare de șampanie cu poza lor pe ele. Se mai gândea la niște papuci de casă, tot la fel personalizați cu halat sau nu știe. Nu era foarte hotărâtă, era doar o idee și a spus că mai așteaptă să-i scrie cu privire la idei de cadouri.